Bărbatul acuzat de furt și nerespectare a regimului armelor și muniților a fost trimis în judecată alături de alții 9 angajați de la uzina mecanică Sadu, printre care se numără și fostul director general al unității, Nicolae Dijmărescu. Apărătorul Ion Băltățoiu susține că procesul se apropie de final, însă acum începe etapa cea mai importantă pentru clientul său. Acum pe noul cod au apărut niște modificări, în sensul că investigatorul sub acoperire poate fi audiat. Pentru că erau niște probleme cu investigatorul sub acoperire, că știi, nu ne-a fost respinsă cererea de audiere a investigatorului sub acoperire și o să fac o nouă cerere de audiere a investigatorului sub acoperire. Să fie acolo, e clar că a fost vorba de o investigare. Investigatorul sub acoperire, dacă își făcea atribuțiunile și respecta atribuțiunile, n-avea voie să facă altceva decât să supravegheze o livrare către altă persoană. În niciun caz el să devină cumpărător și în condițiile în care a devenit. Ion Băltățoiu, bărbatul din comuna Crazna care a recunoscut că i-a dat cartușe unui agent sub acoperire, a declarat în repetate rânduri că a fost instigat să comită fapta, atât de vecinul său cât și de investigator. A insistat, doamnă, că de-aia mi-a dus și marturii, o să aduc toți marturii care era acolo, așa cum mă suna, acest Păsărin l-a adus pe acest ofițer. Da, de la ducea de la București sau de unde, îl caza la el acasă și a adus marturi să spune ce se vorbea în cârciumă, cum venea cu banii, cu să-mi dea euro, eu n-am pus mâna pe niciun ban de la el. Acum gândesc și eu și am lucrat în aprovizionare, prin țară, n-am făcut o greșeală, n-am fost penalizat în uzină, n-am fost absolut nimic, chiar am văzut bine. Cazul a ajuns în atenția procurorilor la sfârșitul lunii martie anului trecut. Printre inculpați se numără și Marius Borcan, șeful serviciului de pază din cadrul uzinei și președinte al Partidului Conservator Gorj, fiind acuzat de neglijență în serviciu.